La cea din urmă postată de drum, Mihai se luase la întrecere cu soarele. Roata de jar pogora grăbită spre Asfințit. El gonea alături cu umbra spre Ipotești. Nu mai avea răgaz să se uite cu desfătare la cerul învăpăiat, nici urechi să audă piuitul somnoros al păsărilor din crengi. Însemnat era să ajungă acasă înaintea căminarului. Știa că se va afla atunci cine să-l pună la adăpost de apricul județ cu Sfântul Neculai din Cui. Soarta a fost însă vrăjmașă. Abia a prins să-i tresalte inima când s-a evit satul cu strașinile de stuf și cu fumul subțire al focurilor de sară, abia se pregătea să-i tragă un chiuit voinicesc de bucurie, că pe un hat de lan a răsărit din pământ căminarul. Venea în pasul calului îngândurat și posomorât cum se întuneca întotdeauna când îl podideau necazurile și îl strâmtorau vadelele. Gârbaciul se legăna spânzurat pe braț ca un șarpe mort, tărându-și coada până în copitele roibului. Fugarul a cârmit-o scurt la stânga după un ciot de răchită. L-a așteptat să treacă, a suspinat cu năduf și a purces cu mers împleticit spre alte sălașuri mai primitoare. Îl durea că, din pricina părintelui crunt și neînduplecat, Cazmăul din poveste amână cu încă o zi întâlnirile de mult cerute de inima sa. Îi era dor de o mână blândă de mamă pe frunte, după atâtea gheare câte îi se încălceau în păr la bătăliile de pe toloacă, din chiliile lui Panțârțec și din recreația școalei. Îi era dor de Harieta, țintuită în pat, așa cum vestise răvașul călcat astăiarnă în picioare de Oscar Breitinger, răzgâiata odraslă a domnului consilier Aulic. Pentru dânsa aducea în desagă o anumită cărțulie. Venise vremea să-și împlinească făgăduiala veche că o va învăța taina literelor slavonești, lătinești și nemțăști ca să poată citi singură poveștile pe care el nu mai avea când îi le spune. Epistola Harietei cu sărmane slove strâmbe, pocite și mâzgălite, dovedea că s-a înhămat singură de capul său la asemenea caznă. Într-o săptămână, două de ajutor, iar ușura învățătura. Așa va scăpa de o apăsată mustrare a cugetului care îl muncea de 2 ani și era încă mai greu de îndurat de când o știa osândită la zacere lungă. Cu aceste doruri și nerăbdări se apropiase el de casă. Oricât erau de aprinse, nu-i dădeau însă ele în destulă tărie să-și pună capul teafără sub Evanghelie. Toată bucuria primăverii și a întoarcerii se risipise. Soarele s-a tras după deal. A suflat vânt rece. Mihai s-a înfiorat de frig și de sfârșeală. Nici aiurea n-a fost mai norocos. Locul stânei de anul trecut era pustiu. Târla baciului Trofim se strămutase sub altă culme. Și nu se mai auzea bucium cântând cu jale. A găsit numai pământul bătucit de copite mărunte, coliba cu lutul dezghiocat din peretele de nuiele, vatra rece, duhoara de lână și de zăr încă nespălată de plin de șuvoaiele ploilor. Mihai s-a îndreptat pe poteci negre spre prisacă. Află și aici fereastra întunecată, ușa închisă, stăpânul lipsă. Cunoștea însă ascunzătorile cheii. A bâșbuit sub scară, s-a cățărat până la grindă. A dat peste ceva ce-i trebuia lui. A deschis ușa și îndată l-a întâmpinat izul greu și stătut de odaie încuiată, de lut și de busuioc, de cojoace și de lăicere. Dar n-a strâmbat din nas, cum n-ar fi întârziat să mustăcească fiul domnului consilier Aulic din cea mai mărginașă cetate civilizată a împărției austriece. Îi era dulce și prietenos mirosul acesta. Făcea parte din copilăria și din amintirile sale. Tot așa pătimașul cailor găsește plăcut mirosul grajdului, pescarul mirosul solzilor, vânătorul mirosul pulberei de pușcă. Sub sfântul cu barba pieptănată și cu afumat comanac, pâlpâia slab sâmburele de aur al candelei. Lui Mihai îi ajungea puțin tica lumină, ascotocit pe poliță, în alte unghiere știute. Ușor i-a fost să-și astâmpere foamea și dulce i-a fost să se aciuieze pe lavița unde de atâtea ori se mai hodinise.
A doua zi l-a trezit soarele gâdilându-l cu pămătuful de raze pe gene. Tot nu se arăta stăpânul locului. Nu se arăta însă nici prea grabnică nevoie de dânsul. Mihai putea hălădui aici mai în voie decât la curtea căminarului. A mers să cerceteze știubeile cu tichii roșii de străchini în cap. Albinele l-au primit fără dușmanie ca pe un vechi cunoscut, zumzăind harnice și îmbulzindu-se la urdiniși cu cea din tâia coniseală de miere din florile primăverii. Cerul era limpede ca lacrima, iarba cu miresme proaspete, adâncă tăcerea și fără de margini pustietatea. Mihai s-a așezat pe un butuc și a urzit plănuiri copilărești de viață. La ce mai trebuia lui oare școală cu dascălii hapsâni și cu ale lor condici de note? El s-ar fi mulțumit să trăiască pe lângă o prisacă, desăvârșindu-și singur învățătura din cărți, culegând alte învățături nescrise de la uncheșii sfătoși care îndată l-apropiau de inima lor. Fugise de la Cernăuți cu asemenea hotărâre. Gândul se întărea mai vârtos în dimineața aceasta cu mult soare, cu boabe de rouă în degetarul florilor, cu adierea ustrului înfiorând firul de iarbă. Acum îi părea că toate vor fi ușor de spus și de lămurit, chiar neîmblânzitului căminar. Cu avântare se ridică de pe butuc, lăsă semne de trecere pentru Moș Miron, aveau semnele lor, căci moșneagul nu pricepea buchiile să ia cunoștință din răvaș. Apoi a răsucit cheia, a ascuns-o în tainița de sub grindă și a pornit spre casă fluierând de zor, îngânându-se cu mierele mai pe urmă la câmp deschis cu ciocârliile. Avântarea s-a potolit pe dată ce a ajuns prin Ceair, aproape de zaplazul așezărilor de la Ipotești. Căminarul nu plecase la pluguri și semănături cum își făcuse el socoteala. În mijlocul ogrăzii, cu capul gol, răcânea amarnic la slugi. De asta vă hrănesc eu, ghilanilor, neamul nevoii. Unde-i Vasile? Să mi-l scoateți din pământ pe Vasile. Unde-i Costache? Să mi-l aduceți aici, să-l întind la scară pe Costache, neamul nevoii. Rândașii ascultau cu fruntea în pământ, se năpusteau spre grajdi și hambare, își căutau de lucru în cotloane ferite. Dacă și-a pierdut stăpânul sărita până la sudalma lui cea grea de neamul nevoii, aceasta înseamnă că ar să tune și să fulgere cât e ziulica de lungă. Mihai ocoti pe lângă biserică și sări pârleazurile unul după altul. Călcase încă o dată cu stângul. Cu minte era să se țină cât mai depărtat de dezânțuirea urgiei și să se facă nevăzut, pentru ca nu cumva să poarte cineva ștafetă că s-a întors de la Cernăuți și că dă casei târcoale. Atunci căminarul n-ar pregeta a pune potera de argați să-l împresoare și să-l aducă legat burduf la aspul său județ. O luă deci peste deal spre Baisa, unde se mai afla un adăpost binecuvântat, la pătrul Toader Gânj, Pădurarul. Pășind prin făgașuri singuratice, se minuna cu amar de pidoznicia lucrurilor. Străbătuse într-un suflet cale de peste 9 poște, se strecurase printre străjerii granițelor ca mâța printre gratii. Cu mare prietenie îl primiseră la ospătare și la culcare străin din toată lumea. Iar acum, când a ajuns la capătul drumului, în loc să se bucure că i-a izbutit cu tezătoarea ispravă, se frăsuiește în jurul casei, se apropie și fuge. Înainte de a călca pragul, ceva îl cheamă și ceva îl alungă. Pe poteca grângului cobora o pereche înlănțuită. O femeie cu fotă lucrată în fluturaș de argint, cămașă de borangic și zgărdiță de mărgere la gât. Un flăcăulat în numeri, cu mustăcioară răsucită în sfârâc, cu plete haiducești și cu șerparul bătut în bumbii de alamă. Nu-l vedeau, n-aveau ochi pentru dânsul. Voinicul o cuprinsese cu stânga de subsuori, cu dreapta dădea în lături nuielele subțiri. Se plecă să-i caute în adâncul privirii. Pe ea o mai zărise Mihai. O cunoștea. I-o arătase baciul Trofim anul trecut, în vacanța cea lungă de vară, stupind cu o bidă într-o parte și încleștându-și capătul bâtei în mână. Pentru dânsa buciuma altădată Alexandra Murg, chemându-l la întâlnirile ascunse din codru. Pentru dânsa plecase în lume. Acum, femeia trecea fără grijă în soarele primăverii, strânsă cu alintare la alt piept de ibovnic. Alexa era uitat cu desăvârșire. Un chiot subțire ca o strună de argint spintecă tăcerea. Femeia râdea. Prin ce pustietăți depărtate mai buciumă oare cu jale Alexa?
Dar băiețandrul Fugar nu-și spuse cabaciul Trofim că unei asemenea femei se cuvenea fruntea sfărmată cu baltagul, cum sfarmă drumețul capul năpârcii. Avea ochii genați. Obrazul gingaș ca floare de măceș era mlădie ca nuiaua de alun. Părea desfăcută din minunile primăverii, o podoabă intrând în marea orânduială a firii, unde măceșul nu-i devine că poartă ghimbi și bulboana adâncă a iezerului că te învâiule și te înghite. Își ducea fiecare menirea lui prin lume. Poate că vina era mai cu seama lui Alexa, fiindcă se înverșunase să înfrunte aceste orânduieli. Mihai se mâhni că atât de repede s-a lepădat de prietenul vechi și ocrotitor. Pe urmă se gândi că numai cu prețul nemângâierii Alexa buciumase seara pe deal cu atât de înfiorată durere în cele din urmă săptămâni când se pregătea să pribegească în lume. La Cernăuți, pe uliță îngustă și strâmtă de lângă Hauptstrasse, se afla un păsărar cu dugheana plină de cuști. Despre el mergea vorba că la anume cântărețe le-a dogorit ochii cu fierul înroșit pentru ca să le fie viersul mai tremurat și duios. Băiețandrul Fugar încă nu era copt ca să se oprească la astfel de gânduri nelămurite cum trec umbrele presimțirilor. Îl cuprinsese iarăși bucuria potecilor cunoscute, ascultă freamătul dulce al frunzelor cu verdele fragili și plăpând, îngenunche din treacăt pe brază de iarbă să-și recorească obrazul într-o clipotire de șipot. S-au ițit două veverițe pe o greangă, a călcat frumușoroi de cârtiță oarbă. Toate erau ale sale, îi se închinau într-o împărăție fără alt stăpân. Dulăii de la casa lui Pătru Toader Gânj, pădurarul, n-au dat glas. Au ridicat nările, l-au mirosite de departe, s-au alăturat clătinând din cozi și făcându-i un tăcut alai. Mihai a încetinit pasul. A stat locului. I s-a deschis înainte arătare vrăjită de bazm. Pe pajiștea din fața casei, în picioare, în revărsarea de betea la soarelui, se afla o copilă necunoscută. Era subțirică, încinsă în catrință strânsă pe șoldurile înguste și înalte, purta o furcă pitică în brâu și răsucea între degete firul caierului până pui de fus. Privea în jos, râzând singură. Avea de ce se înveseli. La picioarele ei, un mâț se juca drăcos cu umbra fusului. Se trăgea de îndărătele la pândă, se repezea să turtească umbra mișcătoare sub labe. Copila muta fusul la dreapta și umbra luneca de sub mâț. Zdup, alt salt, zdup, altul, alături. Mihai nu-și putu stăpâni hohotul. Copila ridică ochii, tresări, se îmbujoră la față, dădu semne de spaimă. Pe urmă se rușină de aceste semne și întrebă cu hotărâre. Cine ești dumneata și pe cine cauți? Asprimea glasului nu se potrivea cu gingășia făpturii. Hoinarul răspunse moale, șegalnic. Cine să fiu? Nu se cunoaște? Eu-s copilul nimănui, puiul pădurii. Și caut o anume fată de zână pe care mi se pare că am aflat-o. Copila se încruntă. Lui Mihai îi plăcu îmbinarea supărată a sprâncenelor. Vezi-ți de drum, porunci fata de zână. Altminte, asmutul dulăi să te hrentuiască. Hai, răpegior! Bai, fată de zână, rosti hoinarul, clătinând din cap și apropiindu-se. Precum se dovedește, n-am amăteme de dulăi. I-am descântat. Țin tu-s patru cu mine. Numai te uită cum mă ascultă, fată de zână. Na, cuciu, duman, aici, ursulache, dolca, burduf. Câinii s-au gudurat, i-au sărit cu labele pe piept, au umplut poiana cu hămăituri de hârjoană. Mâțul cel vărgat s-a zgrepțănat pe creanga de păr sălbatec, scuturând asupra lor o ploaie de scoici albe și străvezii. Hoinarul se făli ca un comite leah, căpitan de joimiri. Zis și dovedit, fată de zână, mi se pare că mai supuși ascultă de mine, măcar că nu m-a văzut niciodată la ochi. Copila micșoră privirea printre genele lungi. După ce îl măsură, se prefăcu aș căuta cu nepăsar de fus și de furcă. Se lămurise. Și nu te miră cum i-am descântat eu? Strui Mihai. Nu mă miră. Mă miră mai degrabă că încerci să spui minciuni, când încă nici n-ai învățat meșteșugul aista. Spui că nu i-ai mai văzut câinii. Spui că ești puiul pădurii. Cunoaște-mă acum. Ești Mihăiță, feciorul căminarului de la Ipotești. Mi-a vorbit mie destul tătă iarna, bădia Pătru și Lelița Prohirița. Numai că te țineau că ești la Cernăuți, la carte nemțască,
dubătând huci marginile în codru. Hoinarul plecă ochii în pământ plin de căință. Nu fiind că bătea huci marginile în codru în loc să se afla la școala nemțească din Cernăuți, ci fiind că îi părea că s-a întrecut cu șaga, minciunind o mândrețe de copilă. Fata nu-i purta însă vrăjmășie. Chicoti încet, dezvelindu-și ochii adânci de sub strașina deasa genelor. Nu mai spui nimic? Cearcă a face dovadă că nu-s adevărate toate cele grăite de mine. Mihai suspină cu obidă. Adevărate-s, fată de zână, parcă le-ai fi citit din carte. Le-am auzit de din oameni, îl îndreptă copila. Bucoavnă nu știu, iar fată de zână nu mai spune. Mămuca săraca de dânsa nu a fost zână, Dumnezeu s-o ierte, îs fată de oameni sermani. Mulat bădița pătru și lelița prohirița de suflet. Fugarul își cercetă unghiile lungi și negre. Se simțea stânjenit. Nu-și găsea cuvintele care trebuiau lui ca să spună câte îi mai treceau prin cuget. Copila zâmbea în colțul buzelor. Suflă ușor. Pe mine mă cheamă Leana. Bădița pătru îmi spune Leana Coțofana, fiindcă-s neagră la păr și fără lacată lăgură. Mihai își pierdu toate părerile bune despre judecățile lui Pătru Pădurarul, întrucât privește frumusețea puilor de femeie. Cum putea oare cineva să găsească o asemenea poreclă pentru asemenea mândruliță de copilă? Leana Coțofana o privi pe furiș. O clipă, ochii lor mari s-au întâlnit. S-au îmbujurat amândoi. I-a pătruns o dogoare necunoscută, dureros de dulce. Sfielnic a căutat fiecare în altă parte. Dulei se întinseseră la picioarele lor, cu boturile pe labe. Mâțul din părul înflorit nu contenea să se grozăvească înfuindu-și coada brâzoii. Credeam că îl găsesc pe bădița pătru, grăi într-un târziu Mihai răsucind cu tic de școlar un bum slăbit în ață la spențerul lui austriecesc. Ai nimerit-o rău, Mihaiță, bădia pătrui la o măsurătoare și lelița prohirița la Botoșeni. S-o dus să facă târguiel pentru scuturătura de primăvară, nu a apucat vreme târzie. Cu îngrijorare și rușinare de mare gospodină, se uită spre pereții casei nevăruiți de astă toamnă. Erau albi ca omătul pe lângă zidurile sure de unde scăpase Mihai. Atunci mă duc, se hotărâ fugarul cu mâhnire. Copil al dojenii, ascuțind sprâncenele ascuțite. Cine te alungă? Nici străinii nu trec pe lângă o casă de om fără să-și răcorească arșița cu o olcică de apă și o țâră de miere. Poftim! Ia păși înainte. Mihai simți un îndemn nebunesc să-și apropie pe furii și buzele de coadele ei negre legănate pe spate. Se stăpâni a nevoie. Își șterse cu dosul mânecii sudoarea înrourată pe frunte. Rămase pe prispă. Dulăii îl urmaseră. Îl așteptau aroată, privindu-l în ochi cu blândețe. Multe nu și-au avut de spus copila Andrii. Îi copleșea sfiala cea nouă pentru dânsii. Mihai încercă de câteva ori să-și spovedească pătimirile de la KK Obergymnasium din Cernăuți. Fata nu le putea pricepe. Încă nu văzuse un târg, nici Botoșănii. Nu știa ce e o școală. Îl întrebă de ce poartă straie așa de urâte și negre ca diavolicii sluți din zugrăveala mănăstirii. Se minunea că nemții se înțeleg între dânsii într-o limbă atât de depocită. Pe urmă, mărturisea că e o proastă și o neștiutoare. Și iarăși se întindea tăcere. Când a plecat, l-a petrecut până la marginea poienii, apoi cu ochii până ce s-a mistuit pe potecile codrului. Fugarul s-a mai întors de câteva ori, trimițându-i semn cu mâna. Departe, Mihai se opri să asculte ciripitul păsărilor care umpleau pădurea, cerul, lumea. Își apăsea zvâgnirile inimei în piept cu latul palmei. Îl scutura un fior și nu era tremur de frică. Simțea lacrimi în ochi și n-ar fi avut de ce plânge. Și deodată, o slabă pâlpâire de înțelegere îi lumină cugetul. Era fericit. Aceasta era fericirea. Mergea, se oprise, trăia într-o vrajă. Cântecul păsărilor slăbode suna în hățișuri, se înălța dincolo de bolta frunzarelor spre cer, răsuna în el. Îl amețea cântul și libertatea și miresmele tare ale primăverii. Iar virsul păsărilor îl ducea cu el în lume. Preștia care să-l poarte în urechi, în inimă, oriunde, acasă, în cămări străine, în târguri cu zidării sure, oriunde în viața din vis. Aproape de casă se codi să intre pe poartă. Glasul căminarului nu mai boncăluia suprind argații cu mânie.
Fereastra de la canțelarie era închisă, semn că domnul și stăpânul casei se afla de asta dată la treburile câmpului. Acesta era însă numai un prepus. Așteptând întărirea prepusului, Mihai s-a șternut la pândă sub părul din ograda lui Isăcescu, unde din coastă toată curtea se vedea ca în palmă. În cerdac, maica Fevronia taman ducea ceșcuța de cafea la gură. O așeze jos și se frecă la ochi. Nu-și credea văzului. Ia-mi te uite, Raluca, și zic că nu seamănă băietul cela cu Mihai? Raluca Eminovici își îndreptă ochii osteniți și triști, gata să alunge asemenea neîntemeiată bănuială. Dar bătaia inimii îi opri cuvintele pe buze și alături de cerdac se vii pliscul babei Prodăneasa cu degetele uscate la gură. Ce să mai semene, că-i chiar el, Mihaiță, coană Ralițo. Bine, du-te, rosi stăpâna casei cu asprime care nu-i stătea în fire. Apoi, când baba se depărtă, murmură către maica Fevronia. Să rămânem liniștite, ca și cum n-am prins nimica de veste, rogute, Fevronio dragă. Am să mă ridic mai târziu și am să dau porunca vizitiului să-l prindă cu împresurarea. Altfel în stare, cine știe unde să mai pornească. Mulțumesc domnului că lipsește Gheorgheș de acasă. Maica Fevronia duse din nou ceșcuța de cafea la gură. Își privi sora pe sub sprâncene. Clătină din capul uscățiv și după ce puse ceașca la loc, întrebă preferindu-și mătănile de chihlimbar între degete. Eu nu știu, Raluca, unde are să ajungă băietul ăsta și nu știu de ce la pertușii tăi nu ești isprăvile. Raluca a zâmbit dureros, cercetând depărtările cu ochii înnegurați, dar răspunsul îl păstră pentru sine.